Domnilor, stați să vă explic ce mi s-a întâmplat în returul campionatului trecut, când pentru mine, în acel moment, nu că nu mai, că respect clubul FC Argeș, dar nu mai respect oamenii care conduc acest club. Am mers cu copilul meu la stadion, în condițiile în care, că vreau să le amintesc unora după acolo, în condițiile în care în 2001 am fost cel mai scump transfer de până atunci din campionatul României, am plecat de la FC Argeș la Steaua. În condițiile în care echipa când a retrogradat și s-a desființat, când a jucat la Liga 4, am lăsat semn de fotbal. Am pus din nou tricoul pe mine și am mers pe toate coclaurile care sunt și am jucat fotbal pentru ca FC Argeș să urce. Se făcea o foaie cu oamenii care trebuie să vină în tribuna oficială. Că erau probleme cu suporterii. Și am ajuns cu copilul meu la stadion care face fotbal la FC Argeș. M-a întâmpinat un... Bine, vorbisem la telefon cu cineva din club cu două zile înainte și mi-a zis că domnul, nici n-are rost să-i dau nume, care face foaia, nu mai poate să mai mă pună cu două zile înainte. Și am zis, ok, dar acest care nu-i dau nume, a zis, vină la stadion că te bag eu cumva, știi. Zic, bine. Am venit cu m-am dus cu la mine la stadion, m-a întâmpinat un steward, plin de mașini, tribuna oficială plină, cu nepoți, soții, eu știu ce erau pe acolo, după la primărie, după la, eu știu, după la ce erau ei pe acolo, pe la DSP, MSP. Poate niște sponsori. Poate niște sponsori, oameni de afaceri din Pitești. Și m-a întâmpinat și ce băiatul n-are voie. Zic, cum n-are voie copilul la fotbal? Că zic, în tribuna oficială sunt și mămiși cu copii. N-are voie al meu. Iese cineva și zice, Iricuța, ai că te bag eu, că n-ai loc la tribuna oficială aici. Unde credeți că m-a dus? Așa, o întrebare, ca să înțelegeți de ce nu vreau să vorbesc de FC Argeș. Atâta timp cât conduc oamenii de acum. Undeva, de pe un gard ceva. Undeva deasupra tribunei oficiale, în barăcile alea de comentatori. Acum mi-a fost rușine de... Rușinea lui așa, am urcat treptele alea, m-am dus cu copilul, acum nu știam cum să plec de acolo. Până la urmă am păcălit copilul care a făcut 11 ani ca să la pauză să plecăm. Și am zis, în momentul ăsta, nu mai calc în stadion la FC Argeș atâta timp cât sunt pe mâna oamenilor, profesioniștilor care conduc FC Argeș. Referitor la... Îmi pare rău pentru cuplul ăsta de antrenori, pentru că sunt prieteni și mi sunt dragi. Prepeliță cu Prepe cu Mihaianovski. Sper ca să revină la rezultatele care le-au avut anul trecut, dar numai pentru ei. Atât tot. Și am închis subiectul FC Argeș. Nu vreau să vorbesc de FC Argeș și nici nu vă mai prinde pe la stadion curând.